Bună dimineața, am revenit în studioul Apolonia TV și așa cum vă spuneam ceva mai devreme, vorbim în această dimineață despre asistență socială și acest subiect îl dezbatem în această dimineață cu Roxana Necula, președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, sucursala Iași. Bună dimineața și bine ați venit în studioul nostru. Bună dimineața, bine v-am găsit. Spuneți-mi, vă rog, mai multe detalii despre Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, sucursala Iași. Practic, mă duce cu gândul către Colegiul Medicilor. Este o instituție oarecum asemănătoare? Da, deci este organul profesional care reprezintă asistenții sociali din România. După cum vă spuneam înainte de pauză, sucursala teritorială este înființată din anul 2013. Da. Și la nivelul întregii țări s-au înființat sucursale în perioada 2012-2014, astfel încât relația cu punctul central să fie mai ușoară și să avem reprezentanți pe plan local. Încercăm să promovăm cât mai mult profesia de asistent social, deoarece nu prea a fost cunoscută și avem noi așa mai mici, între ghilimele spunem că suntem cenușăreasa sistemului social, dar spre bucuria noastră, în ultimii ani de când s-au înființat aceste sucursale, suntem mai vizibili, ne-am unit mai mult ca profesioniști, ne-am dezvoltat ca profesioniști și s-au mai obținut anumite drepturi pentru specialiștii din domeniul social. Deci înțeleg, practic, că acest Colegiu Național al Asistenților Sociali din România este nou, este relativ nou. Colegiul nu este chiar nou, are ceva timp, are vreo 15 ani, sucursalele sunt noi, da. Am înțeles, deci prima dată s-a făcut în București. Colegiul la București, da, care a reprezentat încet întreaga țară și pe măsură ce am crescut ca și număr de asistenți sociali înscriși în colegiu, a apărut necesitatea acestor înființări de sucursale. La Iași, după cum vă spuneam, suntem în jur de 250 de asistenți sociali înscriși în colegiu, dar noi profesăm aproximativ 400 de asistenți sociali în mediul public, în mediul privat. Încercați să-i aduceți în cadrul colegiului și pe cei care nu sunt? Ce avantaje sunt în cazul care un... Să spunem așa că noi nu îi forțăm pe acești colegi să se înscrie, dar din punct de vedere legislativ încet s-au strâns portițele, ca să spunem așa, și sunt nevoiți să se înscrie în colegiu pentru a profesa și a accesa anumite finanțări, anumite subvenții de la stat. Avantajele ar fi la momentul actual că sunt mult mai aproape de structura profesională și primesc informațiile foarte repede. Încercăm să ne dezvoltăm foarte mult profesional și de când s-a înființat această sucursală am făcut ca și o tradiție, la o lună jumătate, avem cu un eveniment de dezvoltare profesională, workshop, seminar, conferință, pe care îl acredităm și în felul acesta mobilizăm puțin și oamenii. Plus că ai nevoie de un organ superior care să te reprezinte la nivel guvernamental, cu privire la legislație, cu privire la salarizare și acest lucru face Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. Am înțeles, deci sunt mai multe avantaje. Noi așa spunem. Care ar trebui să-i facă pe asistenții sociali să intre în colegiu. Organizați acțiuni în mod deosebit pentru a-i aduce în cadrul colegiului? Nu avem o campanie în acest sens. Cine vrea, deci noi la orice eveniment invităm și asistenții sociali înscriși în colegiu și cei care nu sunt înscriși, studenții, masteranzii, doctoranzii, o altă oportunitate pentru studenții care finalizează facultatea în anul în care susțin licența, se pot înscrie gratuit în colegiu și chiar în ultimii ani am avut în jur de 80-90 de studenți care s-au înscris în fiecare an. Momentul în care ei vor profesa, devin activi și în baza de date, dar este un avantaj pentru ei, plus că invităm la toate evenimentele și cunosc și ei practicienii, află foarte multe informații despre cum va fi să lucrez ca asistent social. Apropo de profesat, care sunt calitățile care sunt necesare unui asistent social? Și văd că concurența este destul de mare, deși salariile nu sunt foarte mari în acest domeniu. Eu am spus-o dintotdeauna și o repet. Toți colegii noștri asistenți sociali care lucrează în acest domeniu sunt niște oameni cu suflet. Dacă nu ai acea coardă sensibilă a umanității, nu cred că ai putea profesa această meserie. După cum spuneați dumneavoastră, condițiile de muncă, salarizarea este destul de mică și cel mai important este să-ți dorești să ajuți semenii și să faci ceva concret pentru ei. Și eu
cred că colegii noștri au dat dovadă prin foarte multe cazuri de acest profesionalism și această umanitate și aici aș merge cu gândul la această gală națională a excelenței în asistență socială, care este la ediția a treia anul acesta și la care județul Iași în fiecare an a fost reprezentat de foarte mulți profesioniști și persoane care susțin asistența socială și spre mândria noastră întotdeauna ne-am întors și cu premii la Iași. Care este un caz foarte, foarte dificil pe care l-ați rezolvat și de care vă aduceți aminte? Acum, eu ca și specialist lucrez în domeniul protecției copilului din 2000. Da. Eu am avut mai multe cazuri, dar cel mai important și satisfacția cea mai mare care o ai ca asistent social este atunci când salvezi acel copil, vorbesc pe segmentul meu, de la abandon. Deci îl ajut să rămână împreună cu familia sa, cu părinții săi. Și am nenumărate cazuri în care intervenția noastră ca asistent social și ca echipă din domeniul social a dat rezultate. Am înțeles. Deci, dumneavoastră sunteți implicat în special în zona copiilor. Da, unde întâlniți abandonul mai des? În mediul rural sau în mediul urban? Deci în ambele medii. Depinde de segmentul. Fiecare asistent social este dezvoltat pe o componentă, este pe un serviciu. Eu, la momentul actual, lucrez doar pe municipiul Iași. Dar și în mediul rural. Acum, depinde de partea financiară a familiei, în general, cazurile noastre sociale, majoritatea nu au resurse financiare, nu au resurse în familie alergită, dar cu sprijinul, asta spuneam, cu sprijinul comunității, cu sprijinul instituțiilor de stat și private, de foarte multe ori se salvează acei copii pentru a rămâne în familie. Am înțeles. Acesta este obiectivul principal. Da, deci obiectivul principal pe segmentul nostru al protecției copilului este de a reprezenta drepturile copilului și a-l ajuta prin acești specialiști ca aceste drepturi să fie puse în valoare, să fie respectate, drepturile și obligațiile părintești. Cum arată workshop-urile pe care le organizați? Nu știu, discutați experiențele pe care în general ne alegem o temă. Tema este la cererea colegilor, ca să spunem așa, ei sugerează. Avem o serie de asistenți sociali principali care se mobilizează și pregătesc niște materiale pentru că acest workshop în general sau seminar, îl acredităm asistenții sociali având obligația de a face minim 10 credite profesionale pe an și atunci încurajăm și acest segment și pregătim fiecare dintre noi un material, pornim de la partea de teorie cu exemple practice și încurajăm colegii din sală, după cum ați spus și dumneavoastră, de a prezenta cazuri concrete, cum le-a rezolvat, care a fost partea legislativă care i-a sprijinit, ce piedici au întâmpinat și au reușit să le depășească. Când ați avut ultimul workshop de acest gen? Ultimul workshop l-am avut în luna noiembrie. Da. V-am spus, noi îl facem cam la o frecvență de o lună jumate. Ce temă a avut acest workshop? Cel din noiembrie a fost în cadrul, împreună cu Direcția Generală pentru Protecția Copilului, Iași, au fost cele 19 zile de activism împotriva violenței. Și în cadrul acestor 19 zile de activism am avut chiar două workshop-uri organizate împreună și a fost unul dintre ele care l-am lucrat împreună, a fost pe această componentă la copii cu violența în școli, cu segmentele de abuz în familie și atunci am invitat specialiști din toate domeniile și din mediul universitar și din mediul practic, din instituțiile de stat și ONG-uri și fiecare și-a expus punctul de vedere și am dat soluții, că până la urmă, după un eveniment de acest gen, trebuie să pleci cu ceva concret ca și specialist, ca să știi, uite, am mai avansat o treaptă, știu cum să intervin pe acest segment de caz. Am înțeles. Când pregătiți următorul workshop? Următorul workshop, în principiu, va fi în luna februarie. Da. Acum suntem în luna ianuarie, suntem prinși cu propunerile pentru Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, iar înscrierile sunt până la pe 31 ianuarie, urmând apoi perioada de vot online și de jurizare, iar gala va fi pe data de 15 martie la București. Care este motivația din care s-a născut această gală a excelenței? Pentru a promova și a recompensa specialiștii din domeniul social. După cum spuneam, cam nimeni nu s-a ocupat de noi, ca să spunem așa. Pentru că orice om care lucrează și dă randament în domeniul său și rămâne în acest segment, avem colegi care au 25 de ani de experiență în domeniul asistenței sociale, niciodată nu
au fost premiați, promovați sau recompensați. Că această gală nu dă niște cadouri financiare foarte mari. În schimb, este promovarea lor ca și specialiști, recunoașterea lor ca și profesioniști în domeniu. Pentru că fiecare președinte de sucursală, împreună cu colaboratorii, când altfel nu poți, fac niște liste de a propune specialiști din domeniu. Și atunci eu zic că pentru acele persoane este o recunoaștere a muncii care vine din partea șefilor, din partea colegilor, colaboratorilor. Câte categorii aveți? 18 categorii de premiu, wow. Da. Deci sunt 3 categorii mari. Premiul asistentului social al anului 2015, categoria pentru asistenții sociale din segmentul care lucrează strict pe componenta protecției copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, sunt mai multe componente, și categoria personalităților care sprijină asistența socială, aici fiind instituții care sprijină asistența socială, jurnaliști, persoane care și-au dedicat cariera asistenței sociale sau cadrelor didactice. Da. Avem mai multe componente care pot fi văzute pe pagina noastră de site a Colegiului Național al Asistenților Sociale. Care este pagina? Ca să... www.cnasr.ro. cnasr.ro. Spuneți-mi, vă rog, știu că sucursala Iași a luat la un dat premiul întâi la această gală. Da, da, ce ați simțit în momentul ăla? A fost puțin cam rapid, ca să spunem așa, pentru că a fost imediat după un an de funcționare, ca să spunem. Da. Deci în 2013, în februarie, noi ne-am înființat și în 2014, în martie, a fost această gală. Și colegii ne-au propus la secțiunea cea mai activă sucursală CNASR și am luat acest premiu. Am fost foarte mândri. De ce? Pentru că noi aici la Iași am pornit o echipă care nu prea eram noi mulțumiți de ce se întâmplă la nivel național. Da. Și am spus că nu putem sta pe lângă și comenta, trebuie să ne implicăm și să devenim activi. Am devenit foarte activi prin ceea ce am făcut. Pot spune cu mândrie, fără nicio urmă de modestie, că suntem model de organizare și de funcționare pe Moldova și pe țară, pentru că colaborăm și cu celelalte sucursale și încurajăm să facă ceea ce facem și noi, dar acest lucru n-ar fi posibil dacă n-ar fi în spate oameni cu suflet, profesioniști care se implică, pentru că asta, suntem toți o echipă. V-am spus, a fost emoționant, ne-a mobilizat și anul următor să facem mai multe activități. Anul acesta, spre exemplu, și anul trecut am candidat, am ajuns în ultimile 3 sucursale, dar n-am mai luat noi premiul, a luat altă sucursală. Anul acesta nici nu mai, dacă apare numele, ne retragem, pentru că noi am ajuns la un nivel la care considerăm că putem lăsa și pe celelalte sucursale să fie reprezentate, să ajungă să iei premiu. După cum discutam și cu președintele pe țară, domnul Doru Buzducea, am dat click-ul acela de a porni, da. Și noi suntem foarte mulțumiți pentru ceea ce facem și pe această cale țin să le mulțumesc și colegilor noștri, asistenți sociali din toate domeniile, care activează și ne sprijină, și tuturor partenerilor, pentru că n-ar fi posibile aceste evenimente dacă nu ar fi și partenerii implicați și instituțiile. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, știu că aveți invitați de marcă la această gală, da, da, care se întâmplă pe 15 martie. Da, la București. După cum spuneam, în anii trecuți doamna Andreea Marin a prezentat această gală. Anul trecut a fost Gheorghe Zan fi ca și invitat, pentru că se dă și un spectacol. Anul acesta avem invitați Proconsul, formația Proconsul, și la fel doamna Andreea Marin va prezenta Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială. Am înțeles. Pentru a treia oară, da? Pentru a treia oară consecutiv, să spun așa. Bun. Totuși, vă așteptați să câștigați un premiu și anul noi acesta? Noi vom propune. Deci noi suntem săptămâna aceasta, avem ultimele liste, adunăm ultimele liste și facem propuneri. La fiecare secțiune vor fi colegi de-a noștri propuși. După cum vă spuneam, în fiecare an am venit cu 2-3 premii înapoi la Iași. Anul înțeles. Trecut am venit pe domeniul protecției copilului. Care au fost premiile pe care le-ați câștigat? Deci, în primul an, în 2014, am câștigat premiu pentru asistentul social din domeniul protecției copilului prin doamna Stella Baltag din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Copilului Iași de la Târgu Frumos, da. Și noi cu cea mai activă sucursală din țară. Iar anul trecut am câștigat premiul la fel, premiul pentru cel mai
bun asistent social din domeniul protecției copilului prin domnul Lucian Isaicu de la Fundația Solidaritate Speranță și premiu pentru asistentul social care lucrează cu persoane din dependente de droguri, de alcool și a fost doamna Ramona Ciobanu de la Clubul Alcoolicilor în Recuperare. Deci ne-am întors cu două premii, dar la faza finală, pentru că se merge pe vot, iar apoi să ajunge în jurizare, am avut mai mulți colegi care au fost numiți în ultimii trei. Am înțeles. Și spun eu că este o recunoaștere a muncii tuturor aici și mare lucru, ca să spunem așa. Spuneți-mi, votul se poate da online? Adică da, sunt, online sunt de oricine. Da. Din afara domeniului care pot intra să voteze? Da. Adică susținătorii, exact. Prietenii, familia. Exact, pentru că această gală își propune în mod special promovarea profesiei noastre de asistent social și a meritelor asistenților sociali și atunci s-a ales această variantă de a fi votați online, după cum spuneați dumneavoastră, de toți cunoscuții, susținătorii și din orice locație a țării, din străinătate, astfel încât persoana respectivă să adune cât mai multe voturi, să ajungă în primii 5 candidați conform votului și apoi intră în procesul de jurizare pe baza portofoliului profesional. Spuneți-mi încă o dată care este site-ul și unde se pot vota candidații pentru concurenții pentru 15 martie. Site-ul este www.cnasr.ro, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, și este un segment chiar pe prima pagină despre gală. Și în clipa în care se vor da drumul la vot online, va fi activă, la fel cum și noi pe plan local avem pagină de Facebook CNASR Iași, unde postăm permanent toate informațiile și încurajăm colegii să voteze, să fie la curent cu evenimentele organizate. Spuneți-mi, vă rog, pentru că vreau să revenim puțin la meseria de asistent social, cum aflați de cazurile sociale? E foarte ușor. În general, foarte ușor, pentru că nu vorbesc eu strict ca și profesionist, vorbesc la nivel macro. Aceste cazuri sociale sunt în evidențele comunităților locale, adică consiliilor locale prin asistentul social din primărie, a diferitor ONG-uri, în mod special al Direcției Generale pentru Protecția Copilului, al Direcției de Asistență Comunitară. Și ele au niște dosare, sunt în evidențele noastre. La momentul în care se înrăutățește situația, automat se sesizează scris de către organul competent în funcție de ce situație este, asistentul social din comunitate, protecția copilului, poliția, și atunci se intervine la nivelul familiei, de asta spun. Da. Cazurile le cam știm, nu sunt cazuri noi, foarte rar apar cazuri noi care nimeni nu le-a cunoscut. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, dacă Colegiul Asistenților Sociali este deschis către toate persoanele care lucrează în acest domeniu sau există, eu știu, anumite restricții de a intra sunt și multe persoane, vă întreb asta pentru că sunt și multe persoane care fac voluntariat în zona asta, a îngrijirii bătrânilor sau copiilor. Ok, deci ca și membru activ al Colegiului Asistenților Sociali nu pot fi decât acei asistenți sociali care au finalizat studii de specialitate, studii superioare de specialitate. Da. Și ați punctat o problemă foarte sensibilă din domeniul nostru, pentru că la un anumit moment anchetele sociale erau făcute de oricine, ca să spunem așa, n-aveau studii de asistență socială sau un curs de 2-3 luni și încetul s-a îngrădit această componentă. O parte dintre colegi sunt supărați pentru că ei au făcut niște specializări, 6 luni, un an, pentru a deveni asistent social, dar pe de altă parte, dacă ne uităm la celelalte profesii, la medici, la avocați, la orice, nu își pune parafa și nu profesează cineva din alt domeniu. Eu, ca asistent social, nu mă pot duce să fac avocatură sau intervenții de medicală dacă nu sunt de specialitate. Și atunci, din punct de vedere legal, au început să se strângă puțin ușile și, după cum spuneam, nu poate profesa decât acel asistent social care este înscris în colegiu, care are parafă, care are aviz de exercitare a profesiei, are un anumit grad în sistem. Noi suntem deschiși ca și a oferi informații, a colabora tuturor persoanelor care lucrează în domeniul social și, după cum ați spus și dumneavoastră, voluntarilor, studenților, doctoranzilor,
colegilor, acelor asistenți sociali care profesează și nu sunt înscriși încă în colegiu și inclusiv colegilor noștri care profesează și nu au componenta aceasta lămurită. Majoritatea colegilor de care vă spuneam că nu au studii de specialitate de lungă durată au început să se înscrie la asistență socială, la învățământ la distanță, da, astfel încât în câțiva ani să-și reglementeze și ei partea aceasta legislativă. Pentru că o persoană care este într-o comunitate de 20 de ani în primărie știe cel mai bine care sunt cazurile sociale, care sunt problematicile. Da. Și cam greu să-i spui că tu nu mai profesezi și să vină altul. Plus că absolvenții de studii superioare nu prea se duc în mediul rural. Este mai greu. Și atunci s-a găsit această componentă și pot spune că unii primari au avut îngăduința și au găsit fonduri din, alocate din bugetul Consiliului, da, Local și îi ajută pe acești asistenți sociali să-și plătească taxa la învățământ la distanță, pentru că există o taxă. Da, da. Iar noi, ceilalți profesioniști, îi sprijinim cum putem. Dumnealor, pentru mulți dintre ei sunt foarte buni profesioniști, dar n-au această diplomă și încurajăm și sprijinim ca să finalizeze și ei și să intre în rândul asistenților sociali care pot fi înscriși în colegiu. Dumneavoastră activați în zona copiilor. Da. Spuneți-mi, vă rog, în momentul în care dacă să trageți așa o linie, cum diferă cazurile din zona Moldovei față de cazurile din celelalte regiuni ale țării, știind faptul că Moldova e zonă săracă? Da, deci într-adevăr, vorbim cu colegii de la Alba, vorbim cu colegii de la Cluj, când ne întâlnim la aceste ședințe ale noastre sau mai conversăm, într-adevăr, problematica noastră este mult mai gravă aici în Moldova, pentru că noi nu avem resurse financiare. La un anumit moment existau acele ONG-uri care aveau niște fonduri care le primeau din străinătate sau pe diferite proiecte și era un real sprijin în rezolvarea unor cazuri, pentru că atunci când vine un caz, indiferent că e pe protecția copilului, pe vârstnic, așa, trebuie să intervii cu ceva concret. Da. Nu este suficientă consilierea. Discutăm foarte mult de prevenire. Ok, prevenirea o faci din timp, dar când ai o mamă cu 5 copii care este abuzată și n-are ce face, atunci tu trebuie să intervii concret. Există instituțiile, un centru de victime a violenței. Da. Există foarte multe resurse pe care le oferă statul prin instituții, dar acel sprijin pe care îl mai ofereau și ONG-urile în diverse produse, materiale, bani, un medicament, un Pampers, o serie de alimente pe o perioadă de 6 luni, chiar ajuta concret ca acea familie să iasă din situația de criză. Vă spun lucrul ăsta pentru că am lucrat și la ONG, da, și știu că, într-adevăr, pe lângă consiliere și prevenție, faptul că o aveai în evidență și timp de 6 luni îi ofereai și un sprijin financiar, nu bani concret, îi cumpărai tu ce are nevoie sau ajutai, da, în primul loc cu cei din primărie să-i doteze în casă anumite lucruri, într-adevăr, erau niște lucruri foarte bune. Acum ne mișcăm mai greu, apropo, și asta spun, în celelalte zone ale țării unde și salariile sunt mai mari și partea financiară la nu nivel, este chiar o problemă, da, atât de mare. Sunt și mai puține cazuri sociale. Am înțeles. Da, deci e vizibil. Da, dar da, eu cred că noi suntem cu atât mai mult de felicitat că, deși cu fonduri puține, cu resurse puține, uitați că profesioniștii noștri în domeniul social fac adevărate minuni. Și eu știu că, în general, în presă apar cazurile acelea în care asistentul social n-a făcut X sau Y. Dar credeți-mă că sunt multe alte sute de cazuri rezolvate pe care nu le vede presa și nu știe câtă muncă este acolo de echipă și câte nopți nedormite și câte intervenții și câte telefoane personale ca să ajutăm un caz. De asta spun, sunt de felicitat colegii noștri din județul Iași și din zona Moldovei că reușesc să rezolve cazurile și să intervină și pe lângă aceste cazuri își mai văd și de dezvoltarea profesională, da, pentru că trebuie să vă spun tot cu mândrie că avem foarte mulți specialiști care au și masterat și doctorat și studii în străinătate pe componenta noastră socială, da, și au făcut acest lucru din dorința de a se dezvolta ei, dar a interveni și la nivelul beneficiarilor sub forme mai noi, aduse din străinătate, tehnici noi. Și asta spun, cu resurse puține reușim și le punem în practică. Spuneți-mi, vă rog, care sunt principalele probleme cu care se confruntă asistenții sociali? Pentru că, activând în cadrul colegiului, da, cred că știți că
Știți, o să intrăm în domeniul puțin sensibil. În primul rând, salarizarea foarte mică. Deci, asistenții sociali, asta este cea mai importantă chestie, pentru că atunci când tu te poți compara chiar cu un caz social, pentru că avem foarte mulți colegi care au și nivelul financiar și nivelul social ca unor cazuri sociale. Și mai trebuie să dai din energia ta pozitivă ca să rezolvi respectivul, e cam dificil. Dar uite că ei fac față. Deci, în primul rând, e partea financiară. În al doilea rând, condițiile de muncă. După cum știți, noi lucrăm cu toate tipurile de beneficiari. De la cei consumatori de alcool, de droguri, violenți. Și, ok, ne ajută comunitatea prin serviciul poliției, prin poliția locală, prin colegii noștri care mai sunt, dar nu ai, să spunem așa, la nivel psihologic, să știi că ai și un spor de periclitate sau ceva care să te sprijine în acest sens. Apoi, pârghiile legislative, care de multe ori te simți legat de mâini, că nu poți interveni mai rapid sau nu poți oferi soluții concrete pentru că legislația nu te ajută. Și în acest sens, noi permanent adunăm de la colegii noștri păreri și le trimitem la București, iar Colegiul Național al Asistenților Sociale, la rândul său, face memoriu și tot trimite spre partea legislativă, spre ministere, spre așa, pentru a încerca să schimbăm anumite componente. Și spunem noi că în ultimii ani s-au mai schimbat pe aici, pe acolo și la modul pozitiv, în folosul nostru. Da, da. În final, vreau să vă mulțumesc și să vă urez mult succes la Gala Națională în asistența socială, pentru că sunteți președintele sucursalei Iași și vă urez mult succes să vă întoarceți cu premii de acolo. Da, mulțumim frumos, mulțumim și chiar sperăm să și anul acesta să ne întoarcem cu premii la Iași, adică colegii noștri au un portofoliu foarte vast și cred eu că acolo, când se va ajunge la jurizare, vor fi luați în seamă, dar o spunem, cum am spus și anii trecuți, indiferent dacă venim sau nu venim cu premii, eu cred că este o onoare pentru specialiștii și profesioniștii din județul Iași că sunt propuși la această gală și candidează și vă mulțumim încă o dată pentru invitație. Cu mare plăcere! O zi frumoasă în continuare, vă dorim! Mulțumim frumos! A fost alături de noi în această dimineață doamna Roxana Necula, președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, sucursala Iași. Aici punem punct și ediției matinalului din această dimineață. Ne revedem mâine de dimineață, ca de obicei, la ora 7, la bună dimineața. O zi frumoasă în continuare și spor în tot ceea ce v-ați propus pentru astăzi.